N-ai curaj să faci asta? Cum spui tu? Adio. Din episoadele anterioare, lasă arma jos! Sorin i-a salvat viața lui Victor fără să bănuiască o clipă că acesta e cel care a ordonat execuția Ralucăi. Mafiotul și-a dat seama de potențialul tânărului său nepot și l-a acceptat în sfârșit în familia lui. Vreau să-ți mulțumesc, Sorin. Da, încă liniștit. De-aia suntem o familie. Așa e, nepot. Ioana trăiește povestea cenușăresei. Renunțând la straiele cernite pentru hainele elegante, s-a transformat într-o tânără fermecătoare. Acest fapt nu i-a putut scăpa prințului în persoana lui Ștefan, care era convins că nu o să o mai vadă niciodată. Am vrut să te fac să mă uiți. Cum, Ioana, să te uit? Cum poți să te uit când te iubesc atât de mult? Candidatul la primărie, Radu Mariș, caută asistentă. Preselecția este dură, pentru că aleasa trebuie să fie bună rău și să nu ceară niciun ban. Așezați-vă, vă rog! Dar nu pot stau aici? Lilia, tu iubeai pe altcineva în perioada aia. A, să nu spui că pe Radu ăla. Ba da, de el e vorba. Sunt priviri și gesturi care spun totul. Între Delia și Sorin s-a înfiripat ceva mai mult decât o simplă prietenie. Să fie vechea atracție? Să fie începutul unei noi povești de dragoste? Află, intrând alături de noi, în lumea iubirilor secrete. Tu știi pe cineva la cabinetul medical? Vreun doctor, vreun asistent, vreo asistentă? Da, Iani, știu, un asistent. Primele două candidate la postul de asistentă întrunesc toate calitățile visate de Radu. Dacă fetele sunt de acord cu condițiile de lucru, va fi o colaborare intensă. Eu sunt Lili. Iar eu sunt Mihaela. Lili și Mimi. Senzațional. Care sunt? Extraordinar. Da, fata, chiar de ce ne-am gândit până acum la asta? Lili și Mimi. Exact așa ar putea să numească formația noastră. Formație, fetelor? Aveți o formație? Nu, dar vrem să ne facem. Vrem să fim celebre. Formație de ce? De muzică. A zis, de muzică? A, da. A, păi, fetelor, ați venit unde trebuie. Dacă voi mă ajutați pe mine să devin primar, eu vă ajut în muzică să deveniți celebre. Ce să-și facă? Merge? Păi cum? Cum să te ajutăm noi pe tine? Păi, tu voi două mă ajutați pe mine, pentru că eu știu foarte mult în muzică, înțelegeți? Eu ne ajută fată și tu cum ne ajuți pe noi? Ceea ce vreau eu să vă spun e că voi trebuie să mă țineți cald în timpul campaniei electorale, înțelegeți? Păi ce, poate e frig? Nu e, am nevoie eu așa de căldură intimă. Și, în altă ordine de idei, a doua probă pentru voi. Pentru că avem mai multe probe prin care trebuie să treceți, da? A doua probă constă în faptul că voi trebuie să ajutați oamenii din sat să mă aleagă pe mine ca primar. Da? Cam greu asta. Deci voi trebuie să spuneți ca în filme, Radu meserie pentru primărie. Asta e ușor. Radu meserie pentru primărie. Bravo, fetelor! Bravo! Bravo, fetelor! Păi ce pot să zic? Felicitări! Ați luat probele, sunteți oficial asistentele mele personale! Bravo, bravo! Veniți lângă mine, fetelor! Asistentele mele personale, asistentele viitorului primar! Dar sunt și vedete internaționale! Da, vedete internaționale! Vedetelor internaționale! Pupați-l pe viitorul primar! Și primar și drăguț! Era să cazi. Și acum o să spui că mi-ai salvat viața. Destinul i-a adus din nou împreună pe Ioana și Ștefan, iar iubirea i-a împins pe unul în brațele celuilalt. Dar magicul moment a fost prea scurt. Scuze. Delia, te rog eu mult, nu spune Andrei ce ai văzut. Te rog din suflet. A fost o greșeală, nu se mai repete. Te rog să nu spui nimănui, te rog din inimă, Delia. Te rog. Eu doar am venit să iau două pahare, da? N-am văzut nimic. Și data viitoare aveți și voi mai multă grijă. Delia! Da, vin acum! Nu spui! Vezi ce ai făcut? Iartă-mă, Ioana, n-am putut să mă abțin. Crede-mă,
Salutul ăsta a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în toată viața mea. Ștefan, viitoarea ta soție e în camera cealaltă și tu te săruți cu mine. Nu ți-e rușine? Nu mi-e rușine, Ioana, pentru că te iubesc. Păi ea nu o iubesc, chiar dacă îmi poartă copilul. Pentru copil, te rog, pleacă-l, uită-mă și lasă-mă și pe mine să te uit. Nu pot, Ioana, să te uit, nu pot să te uit, că ești în mintea mea mereu. Cum închid ochii, cum te văd pe tine? Ștefan, deschide ochii și pleacă imediat, te rog frumos. Dacă nu pleci, țip, pe cuvântul meu că țip. Te rog, eu nu țipa. Ioana, mai am două dorințe. Una dintre ele ar fi să te duci la doctor. Asta e treaba mea, nu te privește pe tine, te rog, nu încerca să mă mai ajut și te rog, ieși afară. Altfel mă duc și spun Andrei chiar acum. Măcar a doua dorință pot să o spun? Spune a doua dorință și ieși afară, mai repede, până nu mai vine altcineva și ne găsește aici. Poți să mai simți și eu odată, ți-am simțit mai devreme? Nu, nu poți, evident că nu poți. Ștefan, te rog frumos, ieși afară, acum, altfel ții pe cuvânt. Ieși mai repede, te rog frumos. Ieși, haide, poate mai ieși. Ce-ai făcut, Ioana? Ce-ai făcut, Doamne, Dumnezeule? Iartă-mă, Doamne, iartă-mă că am păcătuit, Doamne, ce-am făcut? Margareta se află în fața unei bombe cu ceas din biroul lui Victor, iar acestea pot fi ultimele secunde din viața ei și a celor dragi. Doamne, Dumnezeule, e o bombă! Victor! Ce s-a întâmplat, Doamne? Explodează asta. Stai liniște, nu s-a întâmplat nimic. Gata, stai liniște. Stai liniște, că nu s-a întâmplat nimic. Totul în regulă. Mă, adică e în regulă? Ce e în regulă? Stai liniște. Ai închis doar capacul, ce e în regulă? Totul în regulă, nu se întâmplă nimic. Stai liniște. Ce caută mizeria asta în casa mea? Stai liniște. Ce să stau liniștită? Până la urmă o să ajungeți la pușcărie amândoi. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmple? Mai avea puțin și muream de inimă aici în casă. Mi-a fost frică că explodează și sărim toți în aer. Mama, dar ce căutai tu cu valiza aia? Victor, asta este întrebarea. Ce căutam eu aici? Sau ce caută mizeria asta în casă la noi? Capul, lasă-ne puțin singuri. Mama, gata. Calmează-te. Nu s-a întâmplat nimic, n-a explodat nimic. Slavă lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic, da? Da. Dar esența nu se schimbă. Asta e la noi în casă, o bombă la noi în casă. Mama, ce caută asta la noi în casă? Mama, stai puțin, mama, asta nu e o bombă adevărată, înțelegi? Vreau doar să sperii pe cineva. A, ce proastă. Atâta tot. A, ce proastă sunt. Adică cum nu e adevărată? Păi nu e adevărată, mama. Victor, ești un nesimțit. Și știi de ce? Pentru că îți bagi joc de mine. Nu ți-e rușine, măi, să-ți bagi joc de mine? Adică cum pot eu să cred mama, că... Mama, calmează-te puțin. Nu! O jucărie stă în vitrină, stă în raft la vedere. Nu înăuntru. Mama, ce căutai tu la mine în birou? Are vreo importanță? Dacă tu căutezi scrisoarea, îți dau o veste tristă. Am ars-o, gata, s-a terminat cu scrisoarea. Victor. Da, mamă. Lasă-mă, m-am săturat. Ai făcut casa asta un iad. Un iad. Mama. Deci pe unde mă întorc, nu mai secrete. Oameni cu arme mama. În mână, lasă-mă în pace. Mamă, ești prea stresată. Tu crezi că este normal să ai oameni cu arme în mână căutându-te pe tine sau bombe? Iubita, sau mai știi ce naiba? Iubita mea, ești prea stresată. Relaxează-te, te rog mult, relaxează-te. Mama, uite, eu înțeleg că faci foarte multă treabă, dar uite, îți promit că o să angajăm o menajeră, mamă, ca să te relaxezi, mamă, pentru că ești foarte stresată, scumpa mea. Ești prea stresată, iubita Victor, mea. N-am nevoie de menajer și știi foarte bine, da, că o scot la capăt singur. Ba da, mamă, vreau să te relaxezi, scumpa mea, nu mai poți așa, faci prea mult, înțelegi? Vreau să te relaxezi, mamă, și știi de ce? Pentru că te iubesc. Iuliei nici prin gând nu-i trece că face parte dintr-un strălucit plan pus la punct de Iani. Tauru își are și el rolul cheie. Băi, mersi mult de tot că ai putut să vii și ți-ai făcut timp. Deci, ce atât de urgent m-ai chemat aici? Noi nu prea suntem într-o situație prea bună. Iani nu e bine deloc. A avut un incident aseară. Cum adică să... niște... Nu știu, nu arată bine, nu e bine deloc. Are capul spart, mâna, nu e bine. Avem nevoie mare rău de tot de ajutorul tău. Nici n-a venit aici, Ani, că e mort, e la pat. Aș vrea să vă pot crede, dar așa l-ați mințit și pe sorina mea. Iulia, jur pe cea mai sfânt, că de data asta nu e niciun fel de glumă. Uite-te unde suntem. Deci avem nevoie neapărat, suntem disperați, avem nevoie neapărat de ajutorul tău. Nu poți să ne lași aici. Te rog eu să te gândești. Doamne Dumnezeule! Cine stă, mă, în cameră, mă, Iani? Iani, ce s-a întâmplat, Iani? Taure, du-te, ajută-l, fă ceva! Poți, mă? Doamne, Iani, cine ți-a făcut asta? Ce s-a întâmplat? Nu, hai, stai aici și ce să fie, soră?
Stai aici. Nu, nu, stai just aici. În cos. Nu l-am crezut pe Taur, dar acum că văd... M-au bătut ăștia. M-au devastat. Dar stai puțin, nu-i normal. Vreau să mă omoare. Dar nu e nimeni care să vă apere. Ce să fie surme aici, ești la pușcărie, ca în junglă. Scapă cine poate. Și cu alac peste pupăză, în ochii mei, în ochii mei, mi-au luat și cel mai bun pesc care l-am aici. Cel mai... N-am cuvinte, mi-au spart viora, mi-au făcut o bucăți în ochii mei. Băi, Ani, bine, înțeleg, dar ce v-a venit să o răpiți pe Raluca, să o omorâți? Uite-te în ochii mei, de câte ori trebuie să spun, nu am avut niciun fel de legătură cu lucrul ăsta, suntem nevinovați și eu și ăsta. Da, Iune, crede-ne că n-avem niciun tu treabă. Crezi că dacă nu eram vinovați, nu spuneam, da, sor meu, am făcut, dar n-am făcut nimica. Suntem aici din prostia lui Sorin. Ar trebui să te duci frumușel să depui o declarație pe cum că noi nu avem niciun fel de vină și nu avem niciun fel de legătură. Departe unul de celălalt, două suflete pereche și-au dat întâlnire într-un vis cu ochii deschiși. Ioana și Ștefan se hrănesc din amintirea unui sărut care le-a făcut inimile să bată ca una singură. Ioana, numai pe tine te-am în gând. Ștefan, de ce mă gândesc doar la tine? Știu că trebuie să te uit, știu, dar nu pot. De ce mă gândesc doar la tine, de ce? Oricât aș încerca, nu pot să te uit. Oră să te pot uit ca vreodată. Atunci când ți-am atins buzele, a fost cel mai frumos lucru pe care l-am simțit vreodată. Cum să uit eu zărutul ăla? Cum să-l uit? Cum să-l uit? Doamne, dă-mi, Doamne, putere să aleg calea cea dreaptă. Ajută-mă să înțeleg ce trebuie să fac. Doamne, te rog, ferește-mă de păcate, te rog. O iubesc, Doamne, o iubesc din toată inima. Cred că-l iubesc. Dar o să-l uit, o să încerc să-l uit, o să lupt cu toată ființa mea, să-l uit. Trebuie să-l uit. Pentru prima dată în viața ei, Mezina Mamironilor experimentează șantajul sentimental din poziția de victimă. Iani, tu îmi ceri mie să mint și să-l trădesc pe Sorin. Nu am cum să fac asta. Iulia, tu vrei să mor aici? Tu vrei să-mi rămână oasele în pușcărie că nu vrei tu să-l trădesc pe Iani, Sorin? Iani, nu mai vorbi așa, nu e adevărat. Cum să vreau să te văd mor sau... Doamne ferește, nu... Iulia, gândește-te că toți de aici din pușcărie s-au pus pe mine, vor tot să mă vadă mort. Asta e dorința lor cea mai de preț. Și gândește-te că dacă nu faci lucrul ăsta, s-ar putea să fie ultima oară când ne vezi. Nu mai vorbi așa, Ani, te rog. Este un adevăr, Iulia. Îți spun decât crudul adevăr. Băi, Ani. Ușor. Băi, tu-ți dai seama, mamă, ăia sunt puși rău de topuri, sunt niște interlop, de ăștia n-ai ce să le faci. Deci chiar n-avem ce să le face, deci dacă nu o să ne rupă, deci acum e minciună cum arată asta, o să ne bagi în spital definitiv. Băi, Taure, și care este problema? Noi trebuie să o gândim acum la rece. Nu putem să fim amândoi mâine la fel. Lasă-mă pe mine, am cârja asta. O să încerc să mă apăr cu cârja asta ca să fii tu cât de cât bine. Și să vă stăpân... Gândește-te că dacă mâine suntem amândoi la fel, suntem terminați. Ăștia ne omoară de vii. O să încerc eu să mă bat cu ei, o să încerc eu să le țin pe... Oricum suntem terminați. Și asta e. Pentru că ea nu poate să-l trădeze de pe Sorin, nu poate să fac lucrul ăsta. Dar nu trădezi Iulia pe mai important Sorin decât noi în momentul ăsta. Fii atent cum o să fac. Ca să vezi că te iubesc și încă te consider fratele meu. Și la tine țin, Taure, ca la un frate. Și nu vreau să vă văd aici, la rău, la... să vă bată, să cine știe ce să mai pățiți. O să mă duc și o să depun declarație. Ar fi bine. Sper ca Sorin să înțeleagă că nu am vrut să-l trădezi. Vă iubesc pe amândoi. Sunteți frații mei. Nu-l trădezi, Iulia. Faci lucrul cel mai important care poți să-l faci acum. Să ne salvezi viața la amândoi. Acum mă duc imediat și fac tot ce pot cât mai repede, da? Du-te, hai. Salvează-ne. Vă rog, aveți grijă de voi, da? Eu bine, o să grăbesc lucrurile cât pot, Iulia, da? Iulia, gândește-te bine și nu ne lăsa așa. Te rugăm noi. Iulia, da?
Nu ne lăsa așa, te rog frumos, ajută-ne. Aveți grijă de voi. Ai milă de noi. The singing in the Mamulica, a prins Alice, da, ce băi, zici, da, ce ia, bună asta. Bă, ce zici, aia e Oscar. A, de Oscar. Oscar. E, ia Oscar, dar și ce crezi? Iau și Cerbul de Aur, iau și Crizantema. Eu nu mai iau, ba da, e și tu un Oscar, dar pentru rol secundar, mă, moșulică. Tot e bun. Da? Bă, bă, lasă-mă, ești nebun când ai intrat. Bă, când ai intrat și te-am văzut așa, am scris leșind de râs. Am văzut că ai făcut să-i fiață o față de-aia. Bă, am scris leșind de râs când te-am văzut cu aia bandajul ăla. Bă, să-ți rească, mă, ta, sunt deștept. Bine că n-am râs, că îți dai seama să ducea tot planul. Dacă rădeai aici, bă. Dacă intrai și cu asta, cădeam jos. Da, da, să mai dau și din cap, da, da, da. Simona a revenit la Snagov pentru a vedea în ce ape se mai scaldă Victor. Dacă pentru ea este o vizită obișnuită, din punctul de vedere al lui Mădălin, apariția ei aici are semnificație specială. Eram convins că mă lucrez pe la spate Simonica. Bănuiam că lucrez pentru Victor Stoian. Bună, iubire, ce faci? Ce să fac? Mă uit la filmul că o stăca tâmpit un zăpadă de jumătate. Dar ce-i mă cu el? E și el visător. E și el o fire mai romantică. Da, un pămpălău, o mămâie romantică și visătoare. Nu mai zice așa. Iubita mea, dar hai să trecem la ale noastre. Spune-mi ce face Mădălin. Cum e cu Mădălin? Mădălin? Cum ți-am spus, dragul meu, este pur și simplu un drăgostit la mine. Perfect. Vezi că după masă vreau să-ți iei ocupat. Păi și vrei să-l rețin într-un loc anume? Nu, nu mai sună fie acasă. Poți să-l duci oriunde. Bine, dragul meu. Se rezolvă și asta. Ce-mi place când aud cuvintele astea. Îmi pare atât de bine că mă pot baza pe tine, scumpa mea. Păi știi înseamnă să poți baza pe cineva? Asta aștept și eu de la tine. Să mă pot baza pe tine și să mă mut la tine în curând, așa cum mi-ai promis. Când Victor Stoian face o promisiune, se ține de ea, crede-mă. Să văd și pe asta. Da. Domnule Victor. Ce-i Capone? Sosi raportul lunar. Da? Da. Perfect. E tot aici Capone? Da, da, tot. Bine, du-te sus și vin și eu. Te mulțumesc. Să dați prin, da? Și în dosarul la iubire. E, vrei să știi tu chiar tot? Dar nu sunt iubita ta, nu ar trebui să știu și eu? Păi, și în curând o să știi tot, crede-mă. Eu tot promit și dacă promit ceva, mă țin de promisiune, înțelegi? Dar nici măcar atâta lucru, adică chiar nu ai deloc încredere în mine? Dar nu e vorba de încredere sau de neîncredere. E vorba că nu înțelegi nimic din el oricum. Pune-mă la încercare. Nu e caz. Uite, pămpălău. Ia stai-mă pe loc. Delia se pregătește pentru confruntarea cu cel care a încercat să o omoare. Deși nu și-l mai amintește, instinctul îi spune că trebuie să apeleze la principala ei armă, farmecul feminin. De astăzi începe răzbunarea ta. Trebuie să afli cine se ascunde în spatele lui Vlad. Și pentru asta a trebuit să-l seduci. Scuze-mă, nu știam că ești aici, Delia. Nu, nimic. Hai că plec. Dar te-ai îmbrăcat într-un fel anume astăzi. Îți place? Foarte mult. Îmi amintește foarte mult de sora ta. Dar cu ce ocazie? Trebuie să-i fac o vizită lui Vlad astăzi. Vlad Dumitrescu? Da. Păi ce trebuie tu cu el? Trebuie să-mi spun adevărul. Cine l-a pus să mă împuște? Atunci merg cu tine. Nu, Soli, nu vreau să Delia. Te bag în chestia asta, Delia. Vreau să merg singură. Raluca și-ar fi dorit lucrul ăsta. Te rog frumos, dă-mi. Soli, ce se întâmplă cu noi? Nici bună ziua, domnul Coman. Bună ziua, Sorine. Și mai ales, bună ziua, Delia. În sfârșit observ și eu că trăiești. Ștefan s-a trezit din visare în fața unui tată furios. Ce făceai, mă, de jumătate în zăpadă, în frig? Ce făceai? Mi-a adunat și o gândire.
Ți-adunai gândurile? Dar ce m-au căzut pe jos? Au căzut în lac? Ți-mă și înjire, să stai în frig? Ah, s-au pictat în gând, a? Îți imaginai tu ceva, un peisaj de iarnă foarte frumos, nu? Tată, lasă-mă să fac ce vreau, că asta am simțit. Bă, băiatule, ești însurat, bă! Ai nevastă! Du-te și culcă-te cu ea, bă! Înțelegi? O să fii tată, bă, o să fii tată! Bagă-ți în țeasta aia că o să tată, fii tată! Tată, încetează! Știu prea bine ce am de făcut! Ce faci, bă, țip la mine, mă? Adică ești pămpălău cu alții și te dai la tactul, nu? Revinos, bă, la realitate, bă, revinos de la realitate, că mă exasperezi! Sunt suficient de matur să-mi iau și eu deciziile mele! Ești suficient de matur? Parcă ai 12 ani, bă, asta e! 12 ani parcă ai! Să știi că nu mi-e frică de tine. Ce, mă? Da, să știi că nu mi-e frică de tine. Bă, te călc în picioare, mă, te zdrobesc acum în momentul ăsta! Ai familie, bă, ai familie! Ai nevastă, o să ai copii! Tata, dar nu e drept să-mi vorbești așa cu mine, sunt copilul tău! Băi, de asta... Băi, ești copilul meu, ești băiatul meu! Ești moștenitorul meu! Dar vreau să fii adevărat și puternic, înțelegi? Asta vreau de la tine! Nu îmi pompă la o mumie! O să ai copil, bă, o să ai familie! Comisarul Coman a venit la Vila Mamiron să o întâlnească în persoană pe cea care a supraviețuit ca prin miracol. Am înțeles că ți-ai pierdut memoria. Da, din păcate nu mai amintesc nimic. În cazul ăsta să mă prezint. Adrian Coman, comisar de poliție. Da. M-am ocupat de cazul tău. Da, știi. Luați loc, domnul Coman. Mulțumesc. De unde știi? Din jurnalul surorii mele. Probabil că știi și cine este persoana care a încercat să te ucidă. Da. Vlad Dumitrescu. O să merg chiar astăzi să-i fac o vizită. De ce? Pentru că trebuie să-mi spună cine l-a pus să mă omoare. Nu cred că l-a pus nimeni. Tipul este un psihopat. Și la cât este de bolnav, n-avea nevoie de cineva să-l împingă la crimă. Da, dar Raluca avea niște bănuieli. Ea credea că a fost un asasinat comandat. Comandat? De cine? Păi nu știu, asta nu mai scria în jurnal. Delia, stai deoparte. Nu te băga în lucruri care te depășesc. Nu repeta greșelile pe care le-ai făcut în trecut și pe care le-a făcut și Raluca. Lasă-mă pe mine să rezolv cazul ăsta. Da, dar trebuie să aflu adevărul și o să merg chiar astăzi să vorbesc cu Vlad. Ce mai este de aflat? Totul e extrem de clar. Nu este. Și oricum, eu nu cred că Ian i-a omorât-o pe Raluca. Delia, mergi prea departe cu lucrurile astea. Am văzut eu cu ochii mei cum au răpit-o. Sorin are dreptate. Iani este vinovatul. Poate că aveți dreptate, dar eu tot cred că dispariția mea și a Ralucăi sunt legate cumva. Ce faci, Iulia? Unde ai fost? Bun, am fost la o prietenă. La închisoare, Iani nu-și mai încape în bandaje de mândrie. Performanțele lui actoricești au reușit să o emoționeze pe versata lui surioară. Tu, Daiu, să mă vezi moartă dacă te mint. Ce mă cu tine așa? Te-au îmbălsămat? Ce-a vădărți bala copiilor? Te-au îmbălsămat? Bă, poate vreți să-ți dau niște bandaje de-astea permanente. Ce-ar spune taie că tu să te vadă așa? Ce-ar zice tătic? Bă, ce obraznic ești? Tăticu, ești cam obraznic. Ce fizic ai? Tu nu știi cine te-ai căzut, am uitat. Da, ce fizic ai, zici că ești radiografie. Vezi ușor să nu zâmblezi, na, căprioară. Mă, ce obirezi ăsta aici? Bă, lasă-mă, vrei să-mi pun mintea cu el? Îl spar pe aici cu bătaia. E timpul să ne întoarcem în casa de la țară. Eugen e în continuare frământat de enigma fotografiei primite mai de mult de la Vlad. Ce faci, măi, tată, tot cu poza asta în mână, tot privești la ea și Dumnezeului. Măi, Valeria, undeva în adâncul conștiinței mele, ceva îmi spune că eu am un copil totuși. Crede-mă, uite-te tu, uite, scrisul ăsta este foarte, foarte de mult, se vede clar. Da, măi, tată, dar înțelege că e scrocul ăla de Vlad, poate a falsificat scrisul. Ei, la naiba, și dacă e scrocul ăla de Vlad, a furat poza asta de la copilul meu adevărat, cum e? Tată, cred că mergi prea departe, hai să închidem subiectul ăsta. Dragii mei, dați-mi voie să vă prezint asistentele mele mega bune rău de tot, Lili și Mimi. Ea e Mimi? Iar ea e Lili? Da, adică sunt Lili. Înseamnă că eu sunt Mimi. Adică noi suntem Mimi și Lili. Adică mi-a adus două pițipance în casă. Nu, sunt două intelectuale. Nu e așa, fetelor? Da, obviously. Oi, Doamne. Auzi, da, tu nu știai că ești foarte bogat? Păi stai? Ah,
Da, fetelor, știți care-i treaba? Eu în timpul campaniei electorale trebuie să fiu la același nivel cu sătenii ca să mă aleagă, înțelegeți? Dar când voi fi ales primar, o să vă duc la vila mea cu multe etaje. Auzi, scoate-le repede de aici că nu prea am chef să le văd. Ia stă-l pășița, hai! Poftim, 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 n-ai vrut tu să scapi de Delia? E, uite, ți-am adus acum în locul Deliei două intelectuale. Aduc, ești scump. Da, ce-ai pățit, bunicule? Ai adormit uitându-te la ele? Nu, mă gândeam că mi-aduceam aminte că ți-am spus că nu este bine, nu-i indicat să aduci oameni străini în casă. Nu, stai liniștit, ele amândouă sunt românce jet-beget. Da? Da, nu-i problemă. Aha. Da, și le iubesc enorm! Și mai pe tine, ele. Fetelor, da? Haideți să mergem în dormitorul meu în sediul de campanie, vreau să spun, da? Mamă, ține minte atât. Radu Meserie pentru primărie, sex mult o să fie! Radu Meserie pentru primărie! Sex mult să fie, mamă! Să-mi aduci o statuie, să-mi o faci mare, mare, mare! Fetelor, fugă, fugă, fugă! Frumos profitul pe luna asta, Capone! Deși este obsedat de gândul răzbunării, Victor nu-și neglijează nici afacerile, pe care le supraveghează cu mare atenție. Scapone, de când am fost ales șeful organizației, profitul nostru s-a înzecit, ca să zic așa. Perioadele de criză sunt cele mai bune pentru noi, moșule, crede-mă. Bine, ia-l și bagă-l în safe. Nu vreți să vă mai uitați peste el? Nu, poate mâine. Azi am altă distracție. Așa, ia să o luăm mai cu grijă. Vezi, Capone, ce distracție am azi, pe ziua de azi? Peste câteva ore am să le dau marișilor. Ai înțeles, Capone? Mai sunt câteva ore. Simona o să-l țină ocupat pe Madalin, înțelegi? Și noi o să ne facem de cap în voie. Îi vom face pe Mari să sară în sus, dar nu de bucurie. Victor, trebuie să vorbim. Despre ce vrei să vorbim, mamă? Despre mizeria de pe masă. Vreau să știu ce ai de gând cu ea. Mamă, ți-am spus că asta e o jucărie și că nu e reală. Te rog, calmează-te. Victor, continui cu prostia, nu? Un singur lucru. Vreau să nu cumva să faci vreo prostie, vreo nenorocire. Te rog frumos. Atât mamă. Vreau. Știu. Am zis că o să-ți caut menajeră. O să-ți caut menajeră, mamă, ca să te relaxezi tu mai mult. Te rog frumos, cumpără. Ascultă-mă că e cel mai bine pentru toți. Nu am nevoie. Vreau un fiu responsabil, am nevoie de un fiu responsabil, atât. Nimic altceva se poate? Da, mamă, și fiul tău responsabil o să caute o menajeră. Capone, întreabă-i și tu printre cunoscuți dacă știe cineva de menajeră, da? Bine, mersi. Simona n-a plecat cu mâna goală de la Victor, ci cu fotografii ale unor documente compromițătoare pentru mafiot. Întrebarea este dacă va avea ocazia să le și valorifice. Ce captură frumoasă! Te-am prins. Captura o am eu, nu tu. Ce cauți aici? Dă-mi telefonul imediat. Telefonul ăsta rămâne la mine. Dă-mi telefonul, am zis. Pe telefonul ăsta scrie Mădălin, ce nu înțelegi? Și cât tu pe ordinar ai să comentezi în halul ăsta? După ce că te plinchești de la asta din casă. Dă-mi telefonul și o să-ți explic ce căutam aici. N-ai ce să mai-mi explici, mă. Am văzut cu ochii mei cum ești din casă de la Victor Stoian. Dar știi că te iubesc, de ce-mi faci? Da, știu. Nu-l mai căuta că l-am confiscat deja. Stai liniștită. Sunt un pas înainte ta, Simona. De ce-mi faci asta? Hai mai repede să nu mai zic o dată! Vezi, iubi, ce năsuc are bebelușul nostru? Nu-i așa că e un bebeluș minunat? Anda este atentă la fiecare detaliu. Sub presiunea șantajului a obținut de la medic până și o ecografie a copilului inexistent. Doamne, nu vine să cred. Puiul meu. Și mie mi-e greu să cred că ai să fii tată. Abia parcă ieri era când făceai primii pași pe ei. Așa e, bunică, o să am un copil. Și nu te bucuri, iubi, mi se pare că o spui așa, o să am un copil ca și cum mai avea micul dejun. Cum să nu mă bucur, Anda? Numai că mă macină responsabilitățile, nu știu dacă sunt pregătit. Iubi, în momentul de față, prima și cea mai mare responsabilitate a ta este să avem nunta, care va fi peste câteva zile. După aceea totul va fi mult mai simplu, hai să vezi, da? Plus de asta, mi-am găsit cea mai frumoasă rochie de mireasă. Super. Hai, Capone! Victor!
Anda a adus ecografia cu bebe. Nu vii tu să o vezi? Mama, acum am puțină treabă. Te rog, mai târziu, da? Victor, unde pleci cu geanta aia? Mă duc la o bere cu băieții. Victor, te rog frumos să... Bunico, s-a întâmplat ceva? Victor... Victor mă îngrijorează. Cu ochii în ziar, Ioana încearcă să se concentreze la anunțurile de angajare. Însă, atenția ei zboară mereu în altă direcție. Ce faci? Uite, căutam ceva de lucru. Mhm. Da. Tot la Ștefan te gândești? E chiar de evident. Păi, da, mai ales că te uiți la asta tot timpul. Delia, nu știu ce să mă mai fac. Cu cât încerc să nu mă gândesc la el, cu atât când apare în minte din ce în ce mai des. Dar, draga mea, tu trebuie să lupți pentru el, înțelegi? Te-ai îndrăgostit. Am mai vorbit despre asta, Delia. Eu am renunțat la gândul ăsta. El o să aibă un copil, o să se căsătorească. Nu se poate. Ioana, viața reală nu e ca la mănăstire. Trebuie să lupți pentru ceea ce-ți dorești, că altfel nu o să primești nimic. Devia, eu lupt, dar nu pentru Ștefan. Și să știi că am făcut progrese, l-am mers pe tocuri. Serios? Da. Ia să văd. Dar nu râzi de mine. Nu râd. Promit. 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 Ia. Fii atentă. Hai. Wow! Mamă, bravo! Ești o profesionistă deja, nu pot să cred. Mulțumesc, mulțumesc. Vezi? Te-am zis eu că o să-ți placă. Dar nu e chiar atât de greu. Dar mă simt ca un bebeluș care învață să meargă. Ei, lasă că-ți trece. Important e că deja mergi foarte bine. Sunt convinsă. Dar ce faceți fetelor aici? Exersăm mersul pe toc. Sporturi extreme, adică. Înțeles. A, înveți de la o profesionistă să înțeleg. Absolut. Când vine vorba de stil, Delia e foarte pricepută. Exagerez. Nu exagerează deloc. Așa este. Păi, mă bucur. Ia, fă o piruetă, fă o piruetă. Alo, da, unchiule. Ma, bravo, bravo. Mulțumesc. Menajer? Nu, unchiule, de unde să știu vreun? Iasă. Nu, unchiule, n-am de unde să știu. Bine, te pup, te pup, pa, 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 pa. Sorin, vreau să fiu eu menajeră. Păi știi tu să ștergi praful, știi să gătești? Da, știu, mă pricep mult mai bine decât la mersul pe tocuri. Garantez. Dar ești sigur că asta vrei să faci, să fii menajeră? Da, vreau să muncesc și menajeră îmi convine de minune. Te rog, poți să vorbești pentru mine? Haide, te rog, te rog, Sorin. Bine atunci, să vorbesc cu unchiul meu pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Marișii au făcut o pauză de muncă pentru a lua masa. Ca întotdeauna, cel care apare ultimul este Radu, care e și cel mai istovit și mai înfometat. Pa! Am venit perfect! Mâncarea mea unde-i? Păi, mămica, ai muncit ca să mănânci. Dar tu de unde crezi că vin, mamă? Nu de la muncă? Uită-te la mine că surmenat! Am lucrat ba cu una, ba cu alta, ba cu una, ba cu amândouă! Radu! Nu-ți permis să vorbești așa la masă și în prezența copilului. Nu, că el știe de toate. Și ce vrei să fac? Eu trebuie să mănânc neapărat, dacă altfel leșin. Vrei să mai ai pe conștiință? Da, leșina să te văd eu. O să-ți dau să mănânci când meriți. Fetelor, în cazul ăsta, îmi pare rău, va trebui să mergem în dormitor să-i dăm drumul la treabă. Noi ne mulțumim cu dragostea prin orașul nostru dulce. Dulce, 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 dulce. Tată, vezi că mai încolo trebuie să mergem în sat pentru campanie. Așa că... Corect, mai încolo, dar trebuie să mă întremez spiritual și psihofizic. Da? Așa că eu plec acum. În momentul ăsta, dacă nu ești afară, arunc cu ciorba asta după tine. Pleacă! Mamă, măcar aruncă-mi așa sorbituri să vă apuc și eu ceva. Gata, am plecat. Ba cu una, ba cu alta, ba cu una, ba cu amândouă. Hai la treabă, fetelor, dați drumul, ca vă prind. Hai, vino, 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 vino. Hai, gajico, treci tu, vai. Nu înțeleg ce e așa de amuzant. Radu aduce o rază de lumină în familie. Aoleo, prostiile lui aduc o rază de lumină în familie. Da, da, da. Sunteți mulțumiți că vedeți fufele astea pe aici. Hai, luați și mâncați, că mă enervați și voi. Bună ziua, dragii mei, și poftă bună. Stați liniștiți că eu am mâncat. Ai de gând să-mi dai și eu telefonul la o dată? Jocul dublu al Simonei s-ar putea să se încheie aici. Sau ar putea să continue în favoarea lui Mădălin. Doar că senzuala polițistă nu știe să piardă. Mă gândesc că poate într-un final...
O să afle și măduțul adevărul, pentru că domnișoara Simona a avut bunul simț și a omis să-mi spună foarte multe lucruri. De ce să nu mă crezi? Ți-am spus că nu te mint. Tu documentele de aici nu le-ai fotografiat. În primul rând nu arată ca niște probe. Ai fotografiat pentru tine, Simona. Nu ca să-l arestezi pe Victor Stoianu. Nu este adevărat. Ba da. Chiar nu observ că sunt niște fotografii document ca să poți să-l am la îndemână pe Victor? Ce le-ai fotografiat ca să-l ai cu ceva la mână, să-l șantajezi, Simona. Nu mă face prost în față. Dar nu-i nicio problemă. Dacă nici acum în al 12-lea ceas nu ești în stare să-mi spui adevărul măcar o dată în viață, o să facem în felul următor. O să dăm un telefon. Un telefon după numărul tău de telefon. Așa. Știi cui? Chiar lui Victor Stoian. Nu, stai, nu-l suna. Nu-l suna. Te-ai gândit să vorbești? Te ascult. Am lucrat pentru Victor Stoian. Așa. Dar acum am vrut să rup definitiv cu el. Pentru că m-am îndrăgostit de tine. Nu mai te-ai îndrăgostit de mine. Hai, vine mai încoa lângă mine. Și pentru că te-ai îndrăgostit tot așa de mult de mine. Știi ce o să faci, Simonica? Ce? O să rămâi prietena lui. Așa. Și o să-mi dai mie fiecare informație, pas cu pas, ce face Victor Stoian. În caz contrar, Victor Stoian va afla de pozele făcute de domnișoara Simona. Și nu cred că o să-ți fie bine. Păi da, mă, iubitul meu, dar vreau să fiu iubita ta, nu vreau să lucrez pentru tine. Și nu-mi place că mă șantajezi, adică eu te iubesc și tu mă șantajezi? Ce faci? Mădălin, Mariș te șantajează. Dar cum poți să ieși când te iubesc? Tu chiar nu simți că te iubesc? Doamne... Simona, mi-am luat toată țeapă cu tine, nu o să-mi iau și a doua oară. Dar nu o să ții, dragul meu. Știu că nu o să-mi iau pentru că ți-am spus. Eu sunt sigur că nu o să-mi iau țeapă a doua oară. Te-am prins. Atitudinea pașnică a lui Victor îi îngrijorează și mai tare pe Mariș. Măi, nenorocitule, ce cauți aici? Cum ai intrat în casă? Era deschisă poarta. Și dacă era deschisă, trebuia să intri. Te rog, în momentul ăsta să dispar din casă, să nu ne mai deranjezi niciodată. Calmați-vă, liniștiți-vă, am venit aici cu gânduri bune. Victor, nu poți să ne faci niciun rău. Poliția e la poartă. Nu poți să ne faci niciun rău. Vreau să-mi cer iertare pentru tot răul pe care vi l-am făcut. Credeți-mă, îmi pare foarte rău pentru tot ce v-am făcut. Dar de acum înainte eu voi pleca și nu mă veți mai vedea. Niciodată. Ce tot spui tu acolo? Am venit aici, la voi, la dumneavoastră, ca să-mi cer iertare, pentru că am remușcări și îmi pare foarte rău pentru tot răul pe care vi l-am făcut. Tu, Victor, să ne cer nouă iertare? Da, Valeria, da. Eu vă cer vouă iertare. Sunteți o familie minunată, de oameni frumoși și dragi și o familie adevărată. Nu veți mai auzi absolut nimic de acum de mine. Credeți-mă. Dragii mei, vă urez poftă bună în continuare. Drumul îl știu. La revedere. La revedere. Voi l-ați crezut? Mă, eu nu știu să cred că e sonat ăsta, nu? Nu e sonat, dus... nu știu ce are în capul ăsta. Da, sunt convinsă că pune ceva la cal. Băi, Valeria, echipajul este la poartă. Ce ar putea să facă? Așa e. Mircea, nu-l cunoști. Într-o fracțiune de secundă, situația s-a întors în avantajul Simonei. Măduță. Cred că acum o să-mi dai telefonul, nu? Nu. Ba da? Nu o să-ți dau telefonul. Ba, o să-mi-l dai? Dacă nu-ți dau telefonul, ce o să faci? O să mă împuști? De ce nu? Doar sunt polițist, ai uitat? Și sunt în misiune, așa că am și acoperire pe deasupra. Uite-te la mine, sunt terminat și tremur și nu mai pot de frică. Da, te văd. Dar ai face bine să lași glumele astea, pentru că o să trag. Mă, dă-i nu pleca, că jur că trag. Mă fac să râd. De ce? Tu în pistolul ăla n-ai gloanțe, m-am asigurat. Iar de acum înainte, Simona, sper din suflet să avem o colaborare frumoasă. Dobitocule. Ai avut 1-0, acum e 1-1, ți-ai luat și cartonaș galben și vorbim. Nu te mai văd. Fraiere, oricum eu o să câștig, pentru că ești terminat după mine.
Victor a vrut să-i privească în ochi pentru ultima oară pe cei care i-au distrus tinerețea. Soarta lor e pecetluită. Ați plasat explozibilul? Da, domnule Victor, s-a rezolvat totul. Ba. Mai era o echipă în fața casei de Gabor, dar am intrat prin spate și nu cred că ne-au văzut. De fapt, mai mult ca sigur ne-au văzut. Excelent, capul. Uitați-vă și pe puști. Cred că se duce la școală. Foarte bine. Oricum, el nu trebuia să fie acolo. Copiii n-au nicio vină și sunt feblețea mea. Dar ceilalți vor primi ceea ce merită, Capone. Adică restul familiei Mariși. Am zis, dar sunteți sigur că e cea mai bună decizie? Ce, dar nu ți-o fi milă de ei? Nu. Nu, doar întrebam, nu. Victor Stoian nu mai știe de mult ce este milă. În scurt timp, familia Mariși va ajunge în ceruri. Dumnezeu să-i odihnească. Ia să vedem ce avem noi aici. Ia să vedem ce avem noi aici. Ia să vedem ce avem noi aici. Dăm cu. Gata, am aruncat cheile. De ce nu știu unde sunt? Perfect, fetelor. Dacă ne prinde explozia asta aici, dăm de bunuit și nu-i bine. Dar oricum o să vedem totul la știri. Dar sunt un mernic. Tot ce fac nu este bine. Ești condamnat la 25 de ani de pușcărie cu executare. Moartea pasiunii o să fie tătic. Îți aduc și un joc de ăsta pentru televizor. Mă las, mă, ce vrei, nu mai pot, mă. Dar vreau să știu un singur lucru, că eu nu te las. 25 de ani ăștia o să-i simți cum ai fi fost în casă, închis în cameră ca Iulia. Da, mama. E adevărat. Victor Stoian este tatăl natural al lui Mădălin.